Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. O să trec direct la fapte. M-am gândit să vă propun un dialog mai interesant ca cel de ieri și mult mai interesant ca cel de alaltăieri. Am stat și m-am gândit eu, după ce am văzut ecourile pe care emisiunea de ieri le-a produs, mă, cine de fapt a jupânit România? Cine au fost ăia care cu adevărat au fost călare pe țara asta, pe banii noștri, pe salariile noastre, pe pensiile noastre, pe viețile noastre, pe tot? Și mi-am dat seama că, virgulă, cu accidentul, dacă scoatem accidentul numit Emil Constantinescu și PNCCD-ul lui, un accident care s-a dovedit fatal. S-au dus în decor și n-a rămas șurub pe șurub, tablă pe tablă, fapt pentru care electoratul i-a scos din cărți. Jupânii acestei țări, era să zic Dumnezei, dar e blasfemie. Jupânii jupânilor au fost doi, cu echipele lor aferente. În ordinea numerelor de pe tricou, Ion Iliescu și Traian Băsescu. Unul a condus 10 ani, ălaltul tot 10 ani. 20 de ani din 28, România a fost condusă de echipele și interesele și jocurile și culisele lui Ion Iliescu și Traian Băsescu. Despre asta vreau să vorbim. Care dintre cele două perioade a fost mai nefastă? Care a ajutat România mai mult? Care a băgat România în gard și poporul în disperare? Care a dat poporului ceea ce merita? Asta este tema de azi. Sunt convins că o să fie interesant, mai ales că, vă promit, după rubrica de început, veți vedea lucruri pe care le-ați uitat. Mulți dintre voi le-ați uitat. Eu am să vi le reamintesc. E foarte ușor să uiți. Cel mai grav este că ne apucăm să și judecăm după ce uităm. Adică se întâmplă, ne-o luăm, dar ne-o luăm de... ni se face buza ca la maimuță, uităm și ne ducem tot în colțul ăla unde luăm același pumn de la același om și face buza la fel ca la aceeași maimuță. O să vedeți despre ce e vorba. Începem ca de obicei, până la anul de 1 decembrie, când e marele centenar, în fiecare zi emisiunea asta va începe la fel. Ce se întâmpla în țărișoara noastră fix acum 100 de ani? Se întâmpla, după cum bine știți, fix cu 100 de ani în urmă. Bună, Ileana! Bună ziua, Tudor! Ne aflăm, din nou, reamintim, data de 27 decembrie, stil, amintim cele două stiluri, stil nou, respectiv 14 decembrie, stil vechi. Este o zi de joi. Pentru această zi, ce am selectat ca o știre oarecum mai importantă, însemnarea Reginei Maria, de acum, din bune cunoscutul ei, caiet de însemnări, de fapt, caietele sunt foarte multe. La această dată se întâlnește, are o întrevedere cu general Eremia Grigorescu, care apare aici în poză. De ce a semnalat regina? Deci, să spunem încă o dată, Ileana. Ce văd acum românii este o fotografie lipită de regină cu mâna ei, Dumnezeu să o odihnească, într-un dintre cele peste 160 de caiete pe care le aveți în grijă. Da, iar aici avem din nou generalul Eremia Grigorescu. Regina singură își decupa și își punea aceste poze în jurnal. De ce a fost această întrevedere importantă pentru ea? Practic, generalul, încă o dată, s-a dovedit victorios, a câștigat o luptă a reginei, practic. Aceasta, după ultimele evenimente, era într-o stare foarte negativistă. Generalul a reușit să-i redea optimismul în tot ceea ce însemna pentru viitor, să vadă un pic mai optimist situația țării. Am tot menționat cum a fost situația și pe front și în spatele frontului. Aici tot regina. Aici avem din nou regina și generalul este undeva cu spatele. Din nou acolo la o manifestare generalul Eremia Grigorescu. Fabuloase documente, fabuloase. Asta rămânem în acest registru al Casei Regale. Aici avem o circulară prin care Casa Majestății Țares Regelui, aici avem circulara prin care erau invitați ofițerii la deschiderea corpurilor legiuitoare. Adică la deschiderea lucrărilor Parlamentului. Desigur. Foarte tare. Cum spuneam, lucrurile erau foarte tulburi în continuare. Pentru această zi menționăm o notă pe care o avem în acest dosar. Imediat, mai arătăm și notă unde ca să aici știu exact. Aici este legată astfel, fiind format mic. Note care? Transmite din nou câteva nelegiuiri ale rușilor. Zi de zi aceste note curgeau. Aici avem două încercări. Una soldată, din păcate, cu victima, o femeie în încercarea de a-și apăra vaca din propriul obor. Este
ucisă, alți doi țărani, din fericire, reușesc să-i pună pe fugă pe ruși și își salvează caii și oile. Cam asta era situația mare. Deci cam așa arătau, ca să zicem așa, în traducere, Ileana, notele informative ale SRI-ului de atunci. Da, cu privire la aceste evenimente. Un ofițer francez, interesant cum privește lucrurile, observă femeile, țărâncile la care stătea în gardă, se arată mândre, dar și ocrotite cumva de prezența unui ofițer francez în statul lor. Cumva se văd pusă la adăpost de toate aceste tâlhări ale rușilor. Tot ofițerul francez menționează în însemnările sale un ordin care s-a părut ciudat, însă noi, cunoscând realitățile, ne dăm seama de ce era util. Două companii erau primite la ordin să meargă în satul vecin și să defileze în fază paradă, în fața rușilor, în fiecare zi, timp de două săptămâni sau o săptămână. Aceasta pentru că rușii promovau ideile bolșevice, cum s-a tot spus, și îndemnau pe țărâni să-și alunge regele. Ai pus o poză cu Enescu lângă toate astea, de ce? Iată, Mundel încerca să-și ducă cursul obișnuit. La Teatrul Național din Iași are loc un concert, orchestra fiind condusă de Enescu în persoană, participă și regina, participă și principesa Elisabeta. Aflăm din Neamul Românesc că domnișoara Marioara Ventura se restabilise, fusese un pic bolnavă în zilele anterioare și reia reprezentațiile. Însă participa la acele matinee organizate de Sone Ferdere, despre care am tot amintit. Avem și prezența lui Notara Junior, violonist, binecunoscut violonist. Nici o zi fără Iorga, am putea spune. De ce menționăm pe Iorga? Pentru vorbele sale care au rămas în timp consemnate. Aici avem un articol, se referă la reconstrucția orașelor distruse de război. Practic a văzut peste timp. Ce spunea despre Mărășești? Ar trebui văzut ca un oraș al victoriei. Ar trebui ca centrul orașului să fie însuși câmpul de luptă, iar biserica mausoleul orașilor neamului. Locul de casă gratuit să se dea celor care au ținut steagul României drept la Mărășești. Mulțumesc mult, Ileana, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ne revedem cu voi. Toate cele bune! Da, ne-am întors în direct, oameni buni. Ați văzut ce se întâmpla astăzi, fix cu 100 de ani în urmă, în România. Ce vedeți pe ecran nu este nicio eroare, nu este nicio greșeală. Este steagul Partidului Comunist Român și este stema Republicii Socialiste România. Acum fac o paranteză de început. Stema aia mie mi-era foarte dragă. Și când eram mai tinerel și mai copil, îmi este dragă și acum. Dacă scoți socialistă și rămânea Republica România, era o stemă mișto. Numai că nu mai are nici o legătură stema aia cu realitatea din țara aceasta. Nici o legătură. Nici sonda, nici brazii, nici nimic. A rămas doar soarele sfânt de pe cer, dar... Ok, bine. Știu, telefoanele sunau dinainte, îmi spuneau colegii de la inginerul care este șef la sunet, inginerul de sunet îmi spunea că sună telefoanele când noi ne pregăteam și ne schimbam de hăinuțe acum un sfert, două ore, 20 de minute. Foarte bine, asta e un lucru bun. Oameni buni, aceasta este echipa lui Ion Iliescu. O să merg la tablă să vă și prezint, deși cred că o știți pe de rost. Ion Iliescu a avut ca premieri în ordinea cronologică pe domnul Petre Roman, pe domnul Stolojan Teodor, pe domnul Văcăroiu Nicolae și pe domnul Adrian Năstase. Iată echipa lui Ion Iliescu. Oamenii ăștia adunat au condus direct și nemijlocit România. Oamenii ăștia au luat România de fată mare, cum se spune la țară. Știți ce înseamnă de fată mare, da? Adică neumblată la bărbați. Au luat-o curată, luminată, imediat după ce l-au împușcat pe tasul, dar nu era tasul, pe stăpânul vechi. L-au împușcatără și au luat-o ei. A luat-o la început prima pereche care a luat-o se numește perechea Iliescu Roman. Apoi a urmat Iliescu Stolojan, apoi Iliescu Văcăroiu și, pentru că poate nu înțelesesem foarte bine, după mulți ani, după 4 ani de cedere, de accident PNCCD, a luat-o din nou echipa Iliescu Năstase. Foarte bine. Hai să vedem și echipa adversă, sau mă rog, echipa cealaltă, că nu e adversă, o să vedeți de ce nu e adversă. Iată-o. Este echipa Traian Băsescu. De ce am pus steagul PCR-ului și stema, pentru că, exceptându-l pe Victor Ponta,
Restul, ceilalți trei, de acolo vin. De sub faldurile steagului pecerist și de sub faldurile tricolore cu stemă a Republicii Socialiste România. Nu vă imaginați că erau veniți din Germania Federală sau din Finlanda. Nu. Au membri ai Partidului Comunist Român, niște comuniști, era să zic comunistoizi, nu, comuniști. Exceptându-l pe Victor Ponta, care era mult prea mic să fie membru de partid la vremea Revoluției, mă rog, la vremea evenimentelor din decembrie 89. Revoluției. Iată echipele pe care vi le propun spre analiză, oameni buni. Mai era aici între Boc și Ponta, mai este un premier, dar m-am gândit să nu umplem ecranele cu oameni care n-au avut nimic, absolut nimic, rămas după mandatul lor. Mereu, Mihai Răzvan Ungureanu. Da, Iliescu 10, Băsescu 10, poporul corigent spre repetenție. De ce 10 Iliescu? Pentru că 10 ani a condus țara. De ce Băsescu 10? Pentru că Băsescu a condus 10 ani țara. Azi îmi spunea cineva, nu-i dau numele, Becher, persoană importantă. Băi, stai mă un pic că nu e așa, că Băsescu a condus el țara, dar numai puțin, că a fost guvernul lui Boc, că restul au fost guverne ostile. Poate așa o fi, mă prietene, poate așa o fi, dar eu cred că blaturile și aranjamentele sunt transcendentale, sunt dincolo de frontierele partidelor, sunt dincolo de culorile și așa zisele doctrine de partid. Dar cine crede că România are partide cu doctrine este retardat. Adică, la limita tâmpitului. Nu poți să fii atât de prost încât să crezi că există vreun partid cu doctrină în România, în afară de UDMR. Singurul partid, mă rog, iertați-mă. Singura organizație, că nu-i partid, care are doctrină, este UDMR-ul. E nevoie să detaliem ce fel de doctrină are UDMR-ul? Bine. Deschidem telefoanele cu întrebarea. Cu întrebarea. Care dintre cele două echipe care cumulat au condus România 10 ani? Iată-i. Ăștia, pardon, domnii din imagine, au condus fiecare 10 ani România. Între 1990-96, domnul Iliescu împreună cu cei trei premieri ai vremii respective, între 2000 și 2004, poate nu înțeleseserăm din prima, a mai condus o dată domnul Iliescu împreună cu domnul Adrian Năstase, dacă îi schimbe așa de repede nu o să înțeleg nici eu ce văd pe ecran, lasă-i să-i prezint pe primii. Acum venim la domnul Băsescu, care a condus, atenție, cu Tăriceanu în dreptate și adevăr, pe urmă Tăriceanu s-a dus în brațele lui Joană 2 ani, că l-a părăsit Băsescu cu echipa lui și Partidul Democrat Liberal. Vă spun că poate ați uitat că în 2007 și în 2008, la guvernare era un partid care în spate avea sforile păpușăreala altui partid. Tăriceanu în 2007 și în 2008 n-a fost decât sluga prea supusă a lui Mircea Joană și a PSD-ului, pentru că Tăriceanu avea 18%. Nu poți conduce o țară cu 18% în Parlament. Tăriceanu a condus-o. De ce? Pentru că în spatele lui era mașina de vot a lui Joană. Cât credeți că a costat mașina de vot a lui Joană? Ar fi o întrebare. Bine, deschidem telefoanele, asta e tema de azi. Eu cred că este o temă interesantă pentru că, repet, sunteți în fața celor două echipe care timp de 20 de ani au jupânit țara asta. Au tăiat salarii, au făcut mineriade, au făcut lucruri pe care Occidentul nu și le poate imagina. Au făcut inflații de 200%, de 300%. Au naționalizat valuta românilor. Strânsesele românii, vai mama lor, numai ei știu cum, un chiat de dolari, de mărci și de lire italiene, căci nu exista încă euro, și domnul din imagine pe numele lui Stolojan le-a naționalizat românilor valuta. Vă aduceți aminte? Țara asta a trecut prin foc, prin sabie și prin coșmar ani de zile. Inflația de peste 100% a dominat România ani de zile. Și au agonisit părinții și bunicii noștri o grămadă de bani. Cât au putut și ei? Carnete cec de 5.000 de lei. Vai mama lor, pe vremea lui Ceaușescu, au intrat după Revoluție cu niște bănuți. Au făcut Turcia. România s-a dus și a... Nici nu vreau să spun, era să zic că a fost prăduită. Am dus 3/4 din producția de rulmenți în Turcia ca să aducem săpunuri duru și blugi și geci. Ok, era începutul timid al unui comerț liber, al economiei de piață. Știți ce a făcut PSD-ul, PDSR-ul, FSN-ul, Iliescu? Ce a făcut cu banii românilor? I-a naționalizat. I-a obligat să-i schimbe la un curs stabilit de ei. Ați uitat, probabil. Bine, deschidem telefoanele și vă aștept cu opinii pe tema care dintre cele două perioade a fost mai grea,
care a fost mai bună, care a fost mai utilă poporului și care a fost mai nenorocită. Perioada în care domnul Ion Iliescu și cu cei patru premieri ai domniei sale au condus România 10 ani sau, și schimbăm pagina, perioada în care Traian Băsescu împreună cu Tăriceanu, apoi cu Boc și apoi cu Ponta. Pentru că ați uitat probabil că Ponta este premierul lui Băsescu, nu este premierul lui Moș Crăciun, Moș Nicolae sau Iepurașului de Paști. Bună seara, sunteți în direct. La Severin, domnul Spirache, sunteți în direct. Domnul Baru. Da. Alo. Da. Vreau să faceți o derogare. Ieri o oră și 20 de minute v-am căutat și nu v-am găsit. Nu sunteți singurul. Auziți, 20 de minute sau 30 de minute, dacă nu, să vă spun din emisiunea de ieri. Nu puteți să spuneți nimic de ieri. Subiectul de azi e subiectul de azi. Vorbim da, ce vă... Nu, să vă spun că e cel mai bun prim-ministru a fost Emil Boc. Bine, să vă dea Dumnezeu sănătate. Continuăm, dacă vreți să-mi spuneți care dintre cele două echipe și de ce a fost mai rea sau mai bună pentru România. Amândouă au fost foarte bune. Poftim? Amândouă au fost foarte bune. Pe ce planetă trăiți dumneavoastră? Iertați-mă că vă întreb. Pe planeta Pământului. Am înțeles, pe planeta Pământului. Am crezut că sunteți de pe Marte, de pe undeva. Dacă amândouă au fost bune, deci, atunci vă întreb altceva. Stați un pic, că poate aveți dreptate și vorbim de două țări diferite. Da, da. România, acum, după 20 de ani de conducere a acestor valoroși politicieni, e o Românie normală, sănătoasă, bună? Păi, pentru că s-a ajutat unul pe altul, a adus-o până în stadiul ăsta. Dom'le, dacă ambele echipe au fost bune, suntem cu capul? Dacă amândouă echipele 20 de ani au fost bune, de ce a ajuns România la rigolă? Păi vă dați seama cât de bune a fost, că le-a adus până aici. A, era metaforă, am înțeles. Bine, nu știu. Care vă place mai mult dintre cele două echipe și de ce? Păi cel mai mult îmi place de mult al lui Emil Boc. Bravo, asta e un lucru bun. Așa, și? Dar știți de ce? Nu. Fiindcă l-a lăsat pe Băsescu să conducă și guvernul. Foarte tare. A fost un fel de republică prezidențială. Băsescu era și premier și președinte. Nu știu, e primul ministru care a lăsat pe președinte să conducă și guvernul. A fost bine? Foarte bine, foarte bine. Bravo! Foarte tare. Uite cum oamenii se îndreaptă către o formulă pe care România ar trebui să o lămurească între republică parlamentară și prezidențială. Bine, vreau să vă spun că între timp, pe ecran, aici în dreapta, o să vedeți aici în dreapta, arăt bine? Nu, așa trebuie să arăt. În dreapta, o să vedeți, iată, ați început deja, scoate de așa fel, scoate banda aia galbenă, scoate ce crezi, încât să se vadă. Așa. Am făcut o trecere în revistă a tot ceea ce cred eu, credem noi, că este semnificativ în câteva cuvinte despre perioada fiecărui premier. O să citiți, pentru că, repet, dacă nu citim, dacă nu ne aducem aminte și dacă nu gândim, suntem sortiți, fără doar și poate să facem și de aici înainte tot ce am făcut până acum 28 de ani. Poate am făcut bine, poate am făcut rău, nu știu. În timp ce pe ecran vor rula aceste informații despre ce s-a întâmplat în mandate, esențial în mandatele fiecăruia dintre cei 7 premieri, 4 al lui Iliescu și 3 al lui Băsescu, noi mergem mai departe cu dialogul. În București, Dumitre, ești în direct, bună seara. Alo? Da. Să trăiți, domnul Barbu. Bună seara. Alo? Da. Se aude, da? Normal. Domnul Barbu, după 89, lovitura de stat din 89, toți care s-au perindat la guvernare, indiferent că au fost președinți, prim-ministri, ce au fost ei, nu au făcut altceva decât să distrugă această țară. Cu o datorie, cu niciun fel de datorie în 1989 și cu datorii îngropate în zilele următoare, în anii următori, în care nici copiilor noștri nu le vor rezolva, eu nu-i consider pe acești oameni iubitori de țară. Ăștia ar fost niște trădători de țară. Toți? Absolut. Păi, nici nu se poate... Ce spui tu, Dumitre? Nici unul nu ți-a dorit ca această România să prospere. Dumitre, dacă ce spui tu e real și toți ăștia 9 oameni, 2 președinți și 7 premieri timp de 20 de ani au fost împotriva poporului și au fost nepatrioți, înseamnă că România 20 de ani a fost în război cu ea însăși. Exact. A zis foarte bine. Domnul Barbu, da. Cum se explică că o economie funcțională în 1989, în care exportul era peste 50%, în care oamenii aveau siguranța zilei de mâine, în care copiii noștri aveau unde să lucreze, unde să învețe și
Școala era școală cu adevărat. Sănătatea era sănătate cu adevărat. În zilele astea, dumneavoastră considerați că este într-adevăr acești Iliescu, de exemplu, că Iliescu eu consider cel mai mare trădător de țară, dacă ar fi după mine. Bine. După părerea mea. Ai vreo preferință între cele două echipe, care a fost mai bună sau care a fost mai rea? Nu, nu, domnul Barbu, nu am niciun fel de preferință. Singurul care s-a mai văzut între ei ca fiind un om, cum se gade și iubitor de țară, Băcăroiul ăsta. În rest, nimeni. Foarte tare. Absolut nimeni. Foarte tare. Mersi mult de tot. Până acum avem așa, vedeți, cam 1-1. 1 Boc cu echipa lui Băsescu, 1 Văcăroiu cu echipa lui Iliescu. Mergem mai departe. Bună seara, sunteți în direct. Repet, întrebarea este și pe ecran. Ați văzut-o. Care dintre cele două echipe care au condus România timp de 10 ani, una 10 ani alta, care dintre ele a făcut mai mult rău și care a făcut mai mult bine? De ce discutăm asta? Că puteți să vă întrebați, bine mă, și ce vrea ăsta? De ce propune un astfel de dialog? Vă spun eu de ce. Pentru că dacă nu înțelegem, dacă nu gândim, dacă nu ne uităm ce scrie pe ecran în dreptul fiecărui premier, vă amintiți cumva, dar tinerii nici nu știu, ăștia care au 19-20 de ani, că rata inflației în România ajunsese la aproape 300% pe vremea lui Stolojan? Vă amintiți cumva, domnul din imagine, pe ce preț a dat în 2004 petromul austriecilor? Pe ce preț a dat britanicilor floarea siderurgiei românești numită Sidex? Vă amintiți cumva? Vă amintiți cumva de mineriadele și din mandatul Roman, dar și după, din mandatul Radu Vasile? Vă amintiți? Citiți pe ecran. Am încercat, poate am scăpat. Poate nu este esențialul. Așteptăm să ne corectați. O să vedeți la Victor Ponta că n-am avut ce să scriu. La Victor Ponta am scris în mandatul lui Victor Ponta doar suspendarea lui Traian Băsescu. Este singura realizare după părerea mea. Dacă am greșit, să mă ierte domnul Ponta, aștept chiar să ne sune, să ne spună domnia sa, dacă vrea în direct, ce anume realizare a avut, pentru că mie mi-au scăpat, dar nu de-alea de 2 lei, de 3 lei, nu, o realizare majoră. Uite la Năstase, a băgat țara într-o structură internațională. Uite la Năstase, o să vedeți la fiecare, ne-am străduit să alegem esențialul. Repet, oamenii ăștia timp de 2 decenii, 20 de ani, au jupânit salariile, pensiile și viețile românilor. Bună seara, sunteți în direct. În Caransebeș, Vasile, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Cu respect. Vă felicit pentru emisiunea dumneavoastră și v-aș da un premiu de cel mai bun moderator. Lăsați că n-am niciun merit. B1 are merit. Televiziunea noastră are merit, nu eu. Să vă fi foarte scurt. Nu avem ce discuta. Poporul este de bine pentru tot ce s-a întâmplat în perioada asta. De ce? O apă și un pământ, toți, și regimul Iliescu cu ministrul lui, și Băsescu cu ministrul lui. Nimeni nu s-a gândit la țară și la oameni. Toți numai la interesele lor. Așa că nu putem califica că o grupă e mai bună sau mai rea. Din păcate, noi suntem nevinovați. Domnul Tăricianu, din imagine, prietene Vasile, nici nu luase România la Tribunalul Internațional, nu-și luase drepturile de exploatare în Marea Neagră a țițeiului și a gazelor, abia le luasem. Dar, de fapt, nici nu le luasem încă. Nu era sentința dată când băiatul din imagine le-a dat, nu știu chiar pe ce preț, dar gurile rele spun că mai pe nimic, spre exploatare marilor concerne americane. Bravo lor, concernele americane. Bravo lor, au venit, forează, iau gaz, iau țiței din Marea Neagră. Bă, dar țițeiul ăla și gazele alea, parcă le-ar fi dat Dumnezeu, mă gândesc că e în prostia mea, așa poate populist cum sunt. Mă, nu erau ale poporului român? Noi care aveam cea mai tare industrie de exploatări petroliere, nu puteam să ne împrumutăm de 1,2 miliarde de euro de la Isărescu, de la Banca Națională, și să finanțăm un proiect să scoatem gazele alea și țițeiul ăla? Îl întreb eu pe băiatul din imagine, pe Tăricianu. Bă, Tăricianu, domnule Tăricianu, nu puteai, domnule, să vorbești cu Isărescu să ne împrumutăm de 2 miliarde? Că ăsta a fost motivul. N-avem bani să facem exploatarea. Bă, n-avem bani, ne împrumutăm de la Isărescu, că e banca țării. A? Da, mergem mai departe. Zi, Domnul Vasile, nu mă puțin să vă spun. Te rog, te rog, te ascult. Știți, e foarte scurt. Când a făcut Dumnezeu lumea și a dat României cele mai mari bogății, Sfântul Petru, Doamne, dar ce faci atâtea bogății de la această țară? Dar trebuie să vezi ce conducător o să le dau. Foarte tare, mergem mai departe. Bună seara. Alo! Bună seara, să trăiesc, domnul Tudor! Cu respect, nu știu cum vă cheamă. Stelică din Novaci. Salut, Stelică din Novaci Gorj. A, da? Foarte tare, zi, Stelică. Eu sunt de la Poale Păpușii și din ce a spus dumneavoastră până acum, eu am ajuns la o singură concluzie. Timp de 20 de ani am fost conduși de niște oameni
care n-au tras cu țara, dar au vândut țara. Și cu asta am încheiat ce vă mai spun acum. Țara noastră este ca o grădină de aia plină de tufe, fân uscat, păpădii, și n-ai decât să-i dai foc, arși și pui sămânță de soi. Dacă o ieși și aia din acest pământ. Băi, știi care e norocul vostru acolo în Novaci? Norocul vostru este că Dumnezeu v-a dat muntele ăla superb, de la Rânca, și v-a dat minte ălora de Novaci să nu vă bateți joc de bogățiile zonei. V-a dat minte suficientă. Eu cunosc bine Novaciu. Dar atenție. Tot în Novaci sunt oameni care mi se plângeau acum 2-3 ani că n-au ce face cu lâna. O ard că n-au ce face. Cresc oi și ard lâna. Iar ăia care conduc județul i-a durut în cot. Și astăzi fermierii din zona de sub munte, minunata aia zonă de la Rânca, sunt necăjiți și vai de mama lor. Domnul Tudor, dacă îmi permiteți. Da. Știu oameni care au mii de lei. Toată lumea care o tunde primăvara, o face gem și o aruncă în părău. Cu aia se putea face multe lucruri. Așa dar este. Se vrea... Care dintre cele două echipe, Iliescu sau Băsescu, 10 ani Iliescu, 10 ani Băsescu, care dintre ele a fost cea mai cumplită pentru țară? Păi cel mai cumplit a fost unii care a început democrația și alții care vor să o termine democrația. Am înțeles. Deci tu zici că cel mai cumplit a fost începutul. Iliescu cu Roman. Da. Am înțeles. Bine. Mersi mult de tot. Mergem în Vrancea. Valerică, ești în direct. Da, vă mulțumesc frumos. Să trăiți. Te ascult cu drag. A, oprește. Bună seara, domnul Radu Tudor. Radu Tudor e la Antena 3. Radu Tudor e la Antena 3. Domnul Tudor Barbu. Tudor Barbu. Te rog frumos, oprește sonorul televizorului. L-am închis. Așa, acum ne auzim. Domnul Tudor Barbu, vă văd după voce. Da. Îmi dați cuvântul de onoare că se vede în toată țara, că mă lăsați să vorbesc? Depinde ce spui, că dacă spui lucruri care nu trebuie să... Exact ce scrie pe burtieră la dumneavoastră, ceea ce rup până acum. Eu am mai vorbit cu dumneavoastră când erați la, cum îi spune, la domnul... La OTV, lăsați, da, așa. M-auziți rău? Nu. Nu, vă auzim foarte bine. Domnul Tudor Barbu. Da, zi. Erați cu Dan Diaconescu și mi-ați închis telefonul, eram în Italia. Ți-am închis telefonul de ce? Da, unu, când se dădea 20.000 de euro, numărul 2. Da, tu știi care e subiectul, stai puțin, tu știi care e subiectul emisiunii astea? Știi care e subiectul? Știu, domnul Tudor Barbu. Bine, închideți-i telefonul. Da. Nu putem. Eu înțeleg și nostalgia unora, și necazul unora. Nu vreau. Nu discutăm acum despre ce se întâmpla la OTV și ce se întâmpla acum. Nu. Când o să vreau să fac o emisiune pe tema aia, am să o fac. Acum nu. Astăzi am alt subiect. Și să știți că nu deschidem larg porțile și ușa casei noastre numită B1 ca să intre cine vrea cu bocancii de noroi plin, fără să se descalțe la ușe. E o lipsă de respect. Revenim împreună cu dumneavoastră după 2-3 minute de publicitate. Când vedeți proteste, e mâna opoziției, taxiurile alea ce culoare? Galben. PNL-ul. Ce-ați mai văzut galben? PNL-ul. Este mâna Raluca Iturcan, care a și zis astăzi. A spus astăzi. Încetați cu legile justiției. Cu taximetriști. Și sunt răi, dar buni. N-ai voie să vorbești despre religie, n-ai voie să vorbești despre politică. N-a spus doamna Firea nimic în legătură cu chestia asta. Nu a zis nimeni nimic de porc. Bună România, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir. Nu mai aveți nevoie de ajutor pe legile justiției. Dai băgăi și la buget. Da și voi un telefon. Aici sunt. Știrile comentate altfel, de la ora 20. Așa, am revenit în direct, am primit un coleg al meu, inginerul care se ocupă de transmisie, a primit un mesaj de la un fan băsist, de pe post. Băi, ăla-i cadru, mă, de ce nu spui, mă, uite așa, ia strânge aici, să-l citească lumea. Traian Băsescu, bă, să nu lucească, mă, mâncaia aici, gural. Traian Băsescu a fost singurul care a condamnat comunismul. Cum îndrăznești, Barbu, să-l pui lângă un comunist? Ce zice, mă, jos?
Sadea, lângă un comunist Sadea. Băi, deci mesajul ăsta umblă pe internet, l-a primit un coleg de-al meu. Traian Băsescu a fost singurul care a condamnat comunismul. Este o femeie. Eu n-am Facebook, n-am, telefonul meu este din Cretacic. Uitați ce telefon am, vi-l arăt așa ca să vedeți. E un telefon care n-are Facebook, da? E un telefon de la, pe stil vechi. Ăsta e un telefon nou, priviți mesajul pe care l-a primit un coleg de-al meu. Traian Băsescu a fost singurul care a condamnat. Cum îți permiți, Barbu, să-l pui lângă un comunist Sadea, adică lângă Ion Iliescu? Ia, prietene, telefonul. Mersi mult de tot, îl pun aici și îl ia colegul meu. Deci, îi răspund doamnei. Îi răspund doamnei. Doamnă scumpă, nu intra în cad. Mamă, ia, priviți. A fost colegul meu cu tricoul în dungi. A intrat în cadru perfect. Bine, asta este emisiunea necenzurată, neprelucrată. Doamnă scumpă. Însăși faptul că dumneavoastră credeți că domnul Traian Băsescu a condamnat comunismul, comunism care l-a făcut șef pe cea mai mare navă, petrolierul, cea mai mare navă a României, da? Care l-a făcut reprezentant la Anver, în străinătate, care l-a făcut om, comunismul l-a făcut om pe Traian Băsescu, nu democrația. Democrația l-a preluat dintr-o elită profesională, nu comunistă. Elită profesională și l-a făcut ministru direct. Cum a ajuns Traian Băsescu ministru? Din 23 de milioane, cum a ajuns Traian Băsescu ministru? E cineva care poate să răspundă la întrebarea asta pertinent? Din 23 de milioane, cum a ajuns Petre Roman prim-ministru? Cum au ajuns ăia în balcon să... Și sunt întrebări la care dacă răspundeți vă speriați. Dar repet, scumpă doamnă, faptul că a condamnat Traian Băsescu comunismul, mie mi se pare un sacrilegiu. Da? Să-l condamne nu Traian Băsescu, să-l condamne cei care au suferit în timpul comunismului, care au fost chinuiți în timpul comunismului, care au avut familii, nu zic neapărat ca a mea, care m-am născut cu tată în pușcăriile comuniste, dar care au avut familii strivite de comunism. Familii în care s-a murit pentru că nu vrea să recunoască femeia cine îi face sau cine i-a făcut chiuretaj. Ăia să condamne, doamnă scumpă, comunismul. Și că-l pun pe Traian Băsescu lângă Iliescu, nu e un sacrilegiu, doamnă. Este o comparație extrem de corect făcută, după părerea mea, un demers de presă corect. Da? Bine. Mergem la Maria în Botoșan. Bună seara! Bună seara, domnul Radu. Domnul Barbu. Eu înțeleg că sunteți foarte mulți fani ai Antenei 3 și că Radu Tudor este Dumnezeu pe pământ, dar hai să încercăm... Nu-i Dumnezeu. Dumnezeu e sus în ceruri, nu mai... Foarte bine. Da, Mărie, te ascult. Atât. Vreau să vă pun o întrebare. Vă place țara asta noastră unde a ajuns? Nu. Sunt o pensionară bătrână. Am muncit, am făcut servicii eu și bărbatul meu și nu ne-am făcut nicio vilă. Avem o casă pe pământ. Am crescut copii, am îngrijit bătrânii, părință și n-am putut să fac atâta avere cât o făcut de la Băsescu și până în prezent șefii noștri care ne conduc. Dar să știți că și de la Iliescu și Roman au făcut averi, nu numai de la Băsescu. Păi bineînțeles, de când a venit Iliescu, de atunci a început să se fure și s-a furat. Ce mai este în țara asta? Mă tăstii mai multe decât întrebarea mine. Întrebarea mea, scumpă Mărie, se leagă de cele două echipe care fiecare dintre ele a condus România timp de 10 ani, sub bagheta lui Băsescu sau sub bagheta lui Iliescu. Care, după părerea ta, și după experiența ta de viață, și după ce ai trăit tu la tine acasă, care dintre ele a distrus mai mult țara sau care dintre ele a fost mai bună echipă pentru țară? Când a venit Revoluția, eu făceam servicii, încă și bărbatul meu la fel, lucram amândoi. Și atunci am crezut așa că de aici înainte n-ar să-i trebuiască nimănui o ciocolată. Așa am crezut eu. Să muncească fiecare cinstit, să-și câștige pâinea, să trăim civilizat. Ei, nu a fost așa. Acum trebuie să te duci cu buzunarul plin de euro, trebuie să faci să ai vile cu 7 etaje, trebuie să faci atâtea lucruri. Bun, am înțeles. Ai un of. Mărie, totuși, dintre cele două echipe pe care le vezi acum pe ecran, dacă ar fi să alegi una care a fost mai bună, un pic, o leacă mai bună pentru țară, pe care ai alege-o? Nici una. Nici una. Pentru că a fost mincinoși, au fost hoți și atât, mai mult decât atât n-ai găsit la dânsul niciun caracter și fără frică de Dumnezeu. Mergem la Sân Nicolau Mare. Vasile, ești în direct, bună seara. Trăiască, domnul Barbu, eu am închis televizorul complet. Foarte bine, ne auzim bine la telefon. Foarte bine, domnul Barbu. Ia zi. Știu că nu e cenzurat la dumneavoastră televiziunea. Cel mai bine și cel mai bine acum s-o trăie, domnul Barbu, și se trăiește bine. Că atâta timp cât orașul
Deci orașe pline de mașini. Pline. Stăm acasă și primim, nu lucrăm și primim bani. Și spunem că este rău. Ăla e rău care nu lucrează. Care lucră are, care nu lucră nu are. Corect. Bine, omul mi-e bine. Bravo, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Bine, adică de ce să nu fie bine? Aici în San Nicolau iese din lucru cât vrei. Bravo. Puturoșul nu vine la lucru. Să lucrează, că dacă nu lucrezi, nu ai, nu? De... Nu mă aștept cu mâna întinsă la primarul să-ți dai... Noi avem un primar aici și bine face. Cine nu lucră, nu primește nici în social. Sunt perfect de acord cu primarul. Sunt perfect de acord cu primarul tău. Da, să știți că da, toată lumea e de acord. Deci ascultă-mă așa. Dacă în San Nicolau Mare acum se trăiește bine, da, care dintre cele două echipe a contribuit mai mult la acest bine? Echipa lui Iliescu sau echipa lui Băsescu? Amândouă la fel. Amândouă, păi de ce? Mi-o dat libertate, cine lucrare, cine fură trăiește bine, păi de ce? Bravo. Spune-mi, ultima întrebare, San Nicolau Mare este în România încă? Încă deocamdată în România, e ca pe timpul lui Ceaușescu aici, umblă mașinile la fabrici, toată lumea, dar încă n-are oameni să lucreze, atâtea fabrici sunt aici. Bravo. Dar proșul nu lucre. Bravo. Că noi spunem că este rău? Nu, cum să spune, dar emisiunea e necenzurată, fiecare spune ce vrea. Mă bucur că am găsit un colț de România unde lucrurile merg perfect la San Nicolau Mare. Bravo! Barbu, aici e ca Occident! Bravo, mersi mult! O să mergem la Arad. La Arad, bună seara! Bună seara, domnul Barbu! Beni, te rog, am o rugăminte. Sunt două variante. Ori închidem telefonul, ori stai cu noi pe publicitate, că trebuie să dau câteva minute de publicitate și revenim cu tine. Cum vrei? Nu, stau pe el, că așa v-am prins de greu. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, revenim la Arad în 2-3 minute, suntem la tine. Aștept, la Arad. Domnule. Ne-am întors pentru a doua oră a acestei ediții speciale. Îi mulțumesc lui Beni din Arad că a stat cu noi pe pauza publicitară și îl rog pe Gheorghe din Montreal. Gheorghe, te auzim și pe tine, ești în direct? Mă auzi? Da, sunt în direct. Te rog frumos, Gheorghiță, stai un pic la telefon să vorbim cu Beni. Bine, Beni, ești în direct, te auzim cu drag. Păi, pentru întrebarea aia, ca să vă spun acum, cel mai dezastros a fost în prima parte. Adică pe echipa lui Iliescu și ai lui. Da, pentru că aici s-au terminat o grămadă de întreprinderi și firme mari. Am înțeles. Dar de ce au făcut chestia? De ce au făcut, după părerea ta, chestia asta? Pentru că trebuia să-și facă un cont, să fie cât mai graș în momentul ăla, să se asigure că totul merge bine și dețin tot mai mult monetar. Fii atent ce întrebare vreau să spun, Beni. Da. Să presupunem că ce spun eu... Eu, Tudor Barbu, spun că România a fost jefuită timp de 28 de ani, mai mult sau mai puțin, dar în fiecare an. Întrebarea mea, presupunând că aș avea dreptate și că România chiar a fost jefuită, a fost un jaf făcut de niște nemernici sau a fost făcut de niște oameni care au avut program, efectiv au avut țintă? Or, a fost totul calculat, domnul Barbu. Foarte tare. Calculat din țară... De ce? Vă dau un caz. Combinatul de la Arad a fost cel mai nou făcut, în 1987. Așa este. Și atunci l-a terminat. Primul l-a tăiat pe el, că a zis că îi poluăm pe unguri. Și l-a tăiat bucată și l-a dus la Gorj, la Mischia. Aluminiu, inox, upru și tot ce a fost acolo. Așa este. Plecau camioanele însoțite cu bodyguards, cu mașini de alea așa. Păi, dar te întreb, arădenii, Beni, nu vedeau că bijuteria e devastată, e jefuită? Păi, timișorenii au văzut berexău. Cât e de jefuit? Nu. 25.000 de oameni. Și-au făcut ala la Reșița, acolo la Bocșa. Și-a făcut el ferma lui și tot ceea ce... Bun răspuns, asta bun răspuns. Mai bine. Da, bravo, bă, bun răspuns. Dar ieșenii n-au văzut că se duce papa sâmbetii cugu. Bravo. Păi, foarte mult. Acum vorbim de chestiile care au fost atunci, s-au dus în prima fază cele mai bune întreprinderi, mai productive, care au fost o grămadă de oameni și au pierdut locurile de muncă. Aici mai a fost problema. Beni, ultima întrebare, că apoi merg la Montreal. Spune-mi, da. mai e vreo ieșire din această situație, nu știu, din acest marazm? Știți care e ieșirea? În momentul în care îi întreabă pe români, care e capitala României? Habar nu am. Ce zăpadă e în Africa? Păi neagră. Păi ce drapel avem noi? Nu avem șansă. Mersi mult. Mersi mult, Beni. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Mult haz și multă înțelepciune. Mergem la Montreal, în Canada. Bună seara, Gheorghe. Bună seara, domnul Tudor. Sau, de fapt, bună ziua, că la tine e miezul zilei. Așa e, miezul zilei. Ia zi, Gheorghiță. 11.
Ok, ce să vă spun? Ați lansat o întrebare și desigur pentru mine mi se pare evident că dacă ar fi ca să poți să avansezi, întoarce-te un pic înapoi la unul dintre cele două guverne la care te întoarce, eu m-aș întoarce la Băsescu. La care dintre guvernările? Băi, nu schimbați cartoanele Iescu, astea atât de... Stai un pic, Gheorghe, stai, Gheorghe, Gheorghe, stai un pic. Nu schimbați cartoanele atât de repede, că nu le poate citi omul. Da. Gheorghe, la care dintre guvernele lui Băsescu, că a avut, Băsescu a avut trei prim-ministri, mă rog, și mereu patru, dar nu se pune 60 de zile. La domnul Boc, bineînțeles. La domnul Boc, de ce? Ia uite că s-a brodit să fie Boc pe post. Din vedere economic și ceea ce... Ce? Alo, da, nu vă ascult, alo? Ba da, te auzim, Gheorghe, te întrebam de ce te-ai oprit la Boc. Pentru că din punct de vedere economic mai a fost mai eficient, a fost mai rațional în guvernarea lui. Am înțeles. A furat probabil mai puțin. Acum eu nu știu detaliile astea cu furtul, că cam toți au furat câte un pic, câte un pic. Dar din punct de vedere al dragostei față de țară și față de poporul român, nici nu pot să-l compară pe Băsescu cu Iliescu, care a fost dușmanul cel mai mare al neamului românesc. Cum a venit și de cine a fost trimis Iliescu în România, cred că toată lumea știe, nu e nimic, nu? Așa, în afară de asta eu mi-aduc aminte, sună și acum în urechile mele sloganul lui Iliescu, acest dușman al neamului, care a zis pe vremea când eram eu tinerel, milităm pentru o unitate cât mai organică cu Marea Uniune Sovietică. Deci domnul Iliescu n-a lucrat pentru România și pentru românii. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Gheorghiță, și cu ocazia acestui telefon salut toată România din afara României. Că noi aici suntem cu inima, cu patria în suflet, pentru că de dragoste de patrie am plecat din România pe vremea dușmanilor. În ce an ai plecat? În ce an ai plecat din țară, Gheorghiță? Eu l-am așteptat în Piața României cu echipa mea. Alo? În ce an ai plecat din țară? În 1981. Bravo, tată, vorbești limba română ca și cum ai fi român încă aici acasă, bravo. Aici românești, domne. Bravo, tată, bravo, Gheorghiță, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ne întoarcem în patrie la... Unde mergem? În Prahova, bună seara. Alo? Alo? Da, sunteți în direct. Să trăiți, domnul Barba. Cu respect. Am făcut mare emoții de două lucruri, sunt în legătură cu dumneavoastră. Ce vreau să vă spun eu? Nici mai nici două guverne, să spun așa, n-a fost pentru poporul român. Toate au nimicit țara asta și au zăpăcit-o și au furat în tot ceea ce au făcut ei. Ce vreau să vă spun dumneavoastră și poate o să mă jure milioane de oameni. Îl înjurăm pe Orban la Ungaria, îl înjurăm că avem dreptate poate sau nu avem dreptate. Dar noi niciodată în istoria noastră n-am avut un președinte, un prim-ministru ca Victor Orban ca să țin la poporului cum... Dar ce-ți place la Orban? Iartă-mă că te întreb. Nu-mi place absolut nimic, dar ține cu poporul lui. Noi toți prim-miniștri care am avut nici nu ține cu poporul nostru, domnule Barbu. Foarte toți tare. Toți au furat țara, domnule Barbu. Eu sper, iartă-mă, stai un pic la telefon, eu sper că și Tudose și ăștia aud, și toți guvernanții României și parlamentarii aud ce spune omul ăsta din Prahova. Păi, o secundă, stai un pic. Le spun politicienilor români, păi dacă ați ajuns să-i faceți pe români să-l placă pe Orban, nu pe Ludovic Orban, pe Orban de la Budapesta, băi, politicienilor, dacă ați ajuns să împingeți țara în brațele lui Orban, bă, nu e în regulă. Nu am plăcut pe Orban, să nu mă înțelegeți greșit, dar el ține la poporul lui, noi toți prim-miniștrii noștri n-a ținut nimeni la poporul lui. Toți ne-au furat și ne-au lăsat într-o situație. Ei nu vin prin țară să vadă cum... Au poporul român și dreptul de a zâmbi, domnule. Am înțeles. Dintre cele două echipe, care una 10 ani și alta 10 ani, adică echipa Băsescu și echipa... E adevărat că sunt unii care spun, domnule, Băsescu n-a guvernat el 10 ani, că a fost președinte, dar a avut guverne potrivnice. Bun, ok. Guverne potrivnice cine? Ponta a fost guvern potrivnic lui Băsescu? Hai să fim serioși. Dintre cele două echipe, spune-mi, în opinia ta, care a fost mai bună totuși pentru țară? Echipa lui... Prima echipă a nerunșit să a vândut tot ce s-a putut vinde, cea de-a doua a vândut ce a mai putut vinde. Foarte tare. Asta este părerea mea. Deci, credeți-mă, miniștrii, prim-miniștrii care au fost acum, să meargă în țară să vadă acești oameni minunați pe care are poporul român, care le-a luat și dreptul de a zâmbi, domnule. Mersi mult de tot. Mersi mult de tot. Mergem mai departe. În Arad, Radule, salut, ești în direct. Vă salut, domnul Barbu. Cu respect, te ascult. Cum ziceți dumneavoastră, primii miniștri care au fost cei mai buni? După mine, eu zic că Cioloș a fost cel mai bun.
foarte tare. Dar știi că, ăsta e subiectul de ieri și pot să opresc convorbirea. Nu vorbim de Cioloș, noi vorbim de cele două echipe pe care le vezi pe ecran. Echipa, echipa domnului Iliescu și echipa domnului Băsescu. Dar nu-ți închid telefonul. Domnul Iliescu, ce să spun? A vrut și domnul Iliescu să facă ceva, dar nu a reușit pe motivul că s-a încurcat singur. N-a vrut, ori cu capitaliști și ori cu socialiști. Am înțeles. Să facă. Dar cea mai bună guvernare, după părerea ta, a fost a lui Cioloș, nu? Da, după părerea mea, cea mai bună a fost Cioloș. Spune-mi, te rog frumos, Radule, care a fost marea realizare a guvernării Cioloș? Că poate am uitat eu. Prima dată să nu se mai vândă pământul la străini. Deci, teritoriul agricol, care aia da, să știi că, dar să știi că e, Cioloș a propus asta, a propus, și nu, s-a înfăptuit încă. E doar o propunere a lui Cioloș să nu se mai vândă pământurile la străini, propunere cu care și eu sunt de acord. Am militat și ca ziarist și ca parlamentar să nu se mai dea pământurile să rămânem fără pâine. Da, dar asta, atenție, da. Atenție, Cioloș doar a propus chestia asta. Parlamentul României, adică PSD, ALDE și liberalii și aia, încă nu au rezolvat problema asta. Deci nu e o realizare a guvernului Cioloș. Tu spune-mi o realizare a lui ca guvern. Eu ce să spun? Numai așa, numai domnul Cioloș. El a fost cel mai... Am înțeles. Bine, e părerea ta. Prezentabil și ne descoteam bine. Întreaga lume. Îți respect și părerea. Îți respect părerea. Numai două secunde, dacă nu vreți să schimbă registrul. După părerea mea, varianta cu regele. Asta ar fi cel mai bun. Nu... Închideți telefonul. Ăsta e semnul care arată că închidem telefonul. Nu vorbim de rege. Să-i dea Dumnezeu sănătate tuturor celor care vor să vorbească de rege și să-i dea odihnă și țărână ușoară majestății sale. Dar alt subiect, altă dată va fi probabil despre fostul suveran regele Mihai. Dumnezeu să-l odihnească. Mergem în Belgia. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul mă numesc Cristian. Salut, salut, Cristian. La întrebarea dumneavoastră, care guvern a fost cel mai prăpădit? Nu am spus care guvern. Nu, am dat două echipe, Cristi. Am arătat două echipe. Una a condus 10 ani. Una 10 ani Iliescu, una 10 ani Băsescu. Și întrebarea... Iliescu, primul Iliescu, am plecat din 80 din România, domnul Barbu. Zici că Iliescu a fost mai bun? Nu, cel mai rău. De ce? Au vândut țara, domnule, cu pietre romană. Toată industria România s-a dus de prăpastie. Am înțeles. Înțelegeți? Am înțeles. Bine. Nu pot să... Da, te ascult. Nu pot să spun. Și Băsescu ce a fost? El a fost capitan de vasă la mine, la Belgia, la Vers. A fost și el cu comuniștii. Tot la fel. Dar bine. Cel mai... Nu. Cel stai mai... Pic, ca să fim corecți, să fim corecți. Traian Băsescu a fost comunist în măsura în care nu puteai să conduci cel mai mare obiect plutitor din flota României decât dacă erai membru de partid și aveai, și aveai o relație pozitivă cu organele statului român, pentru că altfel nu te lăsa Ceaușescu să conduci nava aia pe mările și oceanele lumii. Vedeți, domnul Barbu, păi cine l-a pus în funcția aia? Comuniștii? Bineînțeles, dar l-au pus, din câte am înțeles eu și credem că am înțeles bine, cunosc oarecum biografia lui Traian Băsescu suficient de bine, l-au pus pentru că era un foarte, foarte bun comandant de navă. Adică să nu-i luăm lui Băsescu ce este al lui. Unul dintre cei mai buni marinari pe care i-a avut țara asta în ultimii, nici nu știu, 30-40 de ani, este Traian Băsescu, fără doar și poate. Da? Deci, eu ce n-am fost de acord? N-am fost de acord cu mândra aia care dădea pe internet aberația aia, cum îl pun eu pe Băsescu lângă... Băi, ești nebun la cap. Aia m-a deranjat groaznic. Domnul Băsescu, în imagini, este între puținii care nu pot condamna comunismul. N-au cum. De ce? Pentru că a fost comunist și pentru că, virgulă, comunismul a făcut om. Punct. Să condamne aia care au avut de suferit, nu care au dus-o perfect pe vremea comuniștilor. Cum a spus dumneavoastră mai înainte, cum a ajuns el ministru? Ei, aia, putem face o emisiune, dacă vreți, cum au ajuns miniștrii cam toți din guvernul roman. Ca să vedeți cum a fost cu Pleșu, pardon, cu domnul Pleșu ministru, cu domnul... Sunt o grămadă... Sunt o grămadă de semne de întrebare. Am văzut cum a ajuns la putere Petre Roman și cu Iliescu. Asta știu, a văzut revoluția de aici. Da. Nu pot să spun că știi cum e? Au vândut țara asta, e păcat, păcat de țara noastră. Frumoasă. Vreau să spun ceva. Păcat. E foarte interesant că nimeni, absolut nimeni nu a analizat în mod serios la o televiziune cu pretenții
Antena 3, Realitatea, B1, România TV, care vrei, TVR, nu mai spun la TVR, nici n-aveai cum, că ți iau ăia capul. Să analizăm om cu om, ascultă-mă, om cu om guvernul roman, ăla a făcut în tenebrele Revoluției, în subsolul întunecos și jegos al Revoluției, s-a făcut un guvern numit Petre Roman. Pe 26 decembrie a fost numit premier. Păi aș vrea să luăm om cu om guvernul ăla, să vedem cum au ajuns ei miniștrii și de unde. Din 23 de milioane de oameni, taman ăia au devenit miniștri în primul guvern. Primul guvern care a dat prima lopată pe drumul pe care a mers România până azi. Păi da? Vă foarte frumos. Faceți dumneavoastră emisiunea cu așa ceva. Păi știi cum e? Aș face-o, dar poate că aș fi prea subiectiv, poate că n-aș avea informațiile necesare sau poate, că mă gândesc că cui folosește? Eu stau și mă întreb și emisiunea dați cui folosește. Eu sper ca măcar un copil care are 17, 18, 19 ani acum și se uite la emisiunea noastră să înțeleagă, să fie dornic să citească, să gândească și să vorbească. Asta sper eu. Unu, dacă trezim unu, e perfect. Da? Mersi mult, în Belgia ne întoarcem în țară, în Banat, în Bihor, la Oradea. Bună seara! Bună seara! Viorel mă numesc. Salut, Viorele, ești în direct. Încerc să iau atribuțiunile președintelui, cât poate președintele să aibă un efect asupra părții economice într-o țară. Foarte bună întrebare. Foarte corect. Cât poate. Dacă facem o scindare în fiecare dintre miniștrii lui Băsescu și aici îi dăm o treime față de ceea ce se numește pe ecran numit Emil Boc și trecem dincolo la tovarășul Iliescu, îl luăm pe Păstăroi. Zicem că aproximativ o treime este cumva mai bun și o pătrime din partea social-democrată. E foarte interesant, iartă-mă, am băut și o gură de apă, e foarte interesant faptul că doar Văcăroiu și Boc sunt analizați ca fiind premieri foarte buni în perioadele Iliescu și Băsescu. Bine, eu vreau să te întreb, fii atent, mă duc la tablă să te întreb ceva, fii atent. Tu crezi că între cei 10 ani al lui Traian Băsescu și cei 10 ani al lui Iliescu, ca manieră de guvernare a Republicii, a fost vreo diferență? Păi Băsescu a ieșit la popor și striga și zicea, celălalt tăcea și mergea cu ale lui, ceilalți de lângă el, toți miniștri, prim-miniștri, toți își făceau tamplale. Fii atent întrebare. Pe vremea lui Iliescu, lasă poza asta, Teddy. Iliescu, băi, eu zic, lasă-o pe aia și o schimb, nu ești în apele tale, dă-o înapoi. Mersi. Iliescu, fii atent întrebare. Iliescu și cu Adrian Năstase, să luăm ca exemplu. Ții minte? Iliescu și cu Adrian Năstase, 2000-2004, da? Da. Cine conducea în mod real România, Năstase sau Iliescu? Poate au fost un tandem. Eu cred că o conducea domnul Adrian Năstase. O conducea cu o mână de fier, era un premier puternic, care avea în spate... La momentul respectiv prezenta o mică dictatură în 2004, că nimeni nu-i mai atent. Vreau să te duc în altă parte. Adrian Năstase a fost un premier care avea în spate parlamentul, iar Iliescu era doar de decor. Crede-mă că știu ce spun. Era o republică parlamentară 100%. Adică președintele României la vremea 2000-2004 era cam de decor. Adică pe Năstase nu-l prea interesa ce vrea... Constituțional nici acum nu are, în afară de chestia... Stai un pic. Dă-mi pagina altă, Teddy. Stai că vreau să... Băsescu și cu Boc. Care dintre ei conducea țara în mod real? Boc sau Băsescu? Păi... La un moment dat conducea Băsescu. Corect. Aia este republică prezidențială. Băsescu s-a comportat ca Macron, ca președintele Franței, iar Adrian Năstase s-a comportat ca cine să zic, ca Dodon. Sau cine vrei tu, nu Dodon, că e președinte, ca... Ba da, Adrian Năstase s-a comportat ca un premier al unei țări în care președintele e doar de decor, republică parlamentară. Ca să vezi ce haltă Constituție avem. Cu aceeași Constituție, Băsescu l-a condus pe Boc, iar Năstase l-a condus pe Iliescu. Asta ca să înțeleagă cei de acasă ce hal de Constituție avem. Ce hal de formă fără fond are guvernarea acestei țări. Probabil că, nu știu, va trebui să treacă cel puțin o generație ca să ajungem într-o
apă cât de cât care curge normal la vale. Bine, întrebarea de final, Viorele, care dintre cele două echipe a făcut mai mult rău țării? Prima echipă a făcut cel mai mare rău țării, fiindcă s-a vândut totul pe leu, pe un leu sau demolare, și atunci nu s-au gândit decât la familia lor și la cei 3.000 de angajați care au mers și au murit de foame sau au trebuit să migreze săracii de ei. Asta e cea mai mare problemă. Mersi mult de tot! Bună seara! La Vatra Dornei sunteți în direct, doamnă. Da, Eugenia din Vatra Dornei. Bună, Eugenia, bine ai venit la Se Întâmplă Acum. Bună seara, de mult mă chinuiesc, vă prind și îmi pare foarte bine. Vreau să vă spun că din cei doi președinți, cel mai corect a fost Băsescu Traian. Și, bineînțeles, cu ajutorul premierului Poc. Am înțeles. De ce? Da. De ce? Pentru că, în primul rând, s-a gândit și la țărane care puneau pâinea pe masă și au pus o viață pâinea pe masă, au lucrat la TAP, le-au făcut pensii. El este cel care le-a făcut pensii de la 5 lei la 5 milioane. Fii atentă, Eugenia, că scrie și acum pe ecran. Eu Tudor Barbu, cred că una dintre măsurile luate în mod corect și foarte riscant de către Emil Boc, cu acordul lui Băsescu, a fost să taie pensiile speciale. A fost să-i aducă pe toți românii la acel principiu sănătos la cap al contributivității. Da. Un răspuns, vă rog frumos, acceptați un răspuns. Da, te rog. Deci, când Parlamentul a votat ca să mărească pensiile cu 22%, Băsescu a refuzat. A mers înapoi la promulgare în Parlament. Dar știi de ce a făcut-o? Pentru că, în mod corect, spun eu, nu erau bani la buget. Știu asta. Știu, da? Pentru că el a cerut de la Banca Națională o informație. Și i-a dat că are pe 6 luni, am fost foarte atentă, 6 luni, ca să mai plătească pensii la pensionari. Da. Deci, am înțeles. Situația este în felul următor. Atunci am simțit că s-a mărit pensia soțului meu. Am deci înțeles. Ca să dai o pensie de 22% cu 6 luni să mai ai în bancă bani, în Banca Națională bani să achiți, pe urmă Băsescu s-a împrumutat de nevoie. Am pentru înțeles. Că Parlamentul a votat 22%. Băsescu a spus clar, dau și 100% la Parlament. Da. Am înțeles, Eugenia, am înțeles. Dar nu sunt. Bun. Am înțeles, mersi. Mersi mult. Am înțeles. Momentul de promovare, Traian Băsescu, s-a terminat. Am înțeles și în mare parte ai dreptate. Nu e chiar așa, dar în mare parte, după părerea mea, după umila mea părere, ai dreptate la ce ai spus. Nu aici e problema în ceea ce privește cele două mandate ale domnului Traian Băsescu. Problema mare, dacă vreți și o părere a celui care face emisiunea, este că în timp ce țara strângea cureaua, jaful continua la niște cote alarmante. În perioada lui Traian Băsescu. Și pentru că era cel mai informat om, domnia sa spunea că președintele, adică eu, sunt cel mai informat om de pe planetă, planeta România. Da, așa era. Teoretic era cel mai informat om. Practic, ori nu era informat, ori era în cârdășie cu ea care luau sute și sute de milioane de euro și le duceau aiurea în pustiu. Mergem mai departe în Prahova. Bună seara, Ioane! Să trăiți! Te ascult! Domnul Barbu, stimă, considerație și la mulți ani și multă sănătate vă doresc! La mulți ani tuturor! Hai să depășim! Bine, am înțeles formula de salut, ok. Hai să trecem la subiect, Ioane, ia zi! Da. Deci eu consider că amândouă au partea lor de vină, dar cea mai mare o are Iliescu, domne. Iliescu a împărțit foarte mult bani, a făcut foarte mult rău României, a vândut întreprinderile pe lucru de nimic. El putea să facă bine, deci sunt în Prahova. Vă vorbesc de uzina 1 mai. Stai puțin la telefon, Ioane. Am o rugăminte, nu schimbați pe ăsta pe cartonul ăsta cu Ponta. Vă rog mult de tot. Nu vreau să creadă cineva că am ceva personal cu Victor Ponta, n-am nimic. Am scris la Victor Ponta doar că în mandatele domniei sale, nu puține la număr, singurul lucru pe care l-am memorat noi, colectiv, poporul, este suspendarea lui Traian Băsescu. Dacă cineva consideră că am nedreptățit pe Ponta, pentru că la fiecare am scris, unul a dus țara în cap, unul a vândut, unul a dus inflația la 200%, unul a făcut mineriade, unul a făcut... La Ponta n-am știut ce să scriu.
Vă rog frumos, Ponta, ce... să știți că a fost un prim-ministru bun. Ponta. Ponta. Foarte tare, bravo, zim și, Ioane, zim și de ce. Și de ce? Pentru că am văzut că a vrut să mai schimbe ceva, să mai facă ceva bun. Hai dă-mă, dracu, că... a fost bun că a vrut să schimbe ceva? Ce-a vrut, mă, Ioane? Zim, ce-a vrut să schimbe? Bun, și dacă a vrut să schimbe, de ce n-a schimbat? Păi, vă dați seama... Deci, eu dacă aș fi, sau oricine și dumneavoastră dacă aș fi pus, după ce țara a fost furată... Băi, Ionică, băi, Ioane, tu știi ce procentaj avea Ponta ca premier, ce susținere parlamentară avea? Îți spun eu, mă, băiete, că poate ai uitat, 70%. Da. Avea 70%, se chema USL, îl prostise pe Crin Antonescu și pe liberali ca să-l ardă pe Băsescu, s-au unit liberalii cu pesediștii și aveau 70%, mă, băiete. Ce l-a împiedicat pe Ponta, Victor, cu 70% în Parlament să facă țara ca o floare? Ce l-a împiedicat, mă, băiete? Asta probabil că s-a gândit că ajunge președinte, că fiecare a fost înțeles. De-aia n-a făcut nimic bine, am înțeles. Ideea asta. Bine, bine, Ionică, ok. Să trăiți și tu. Bă, mă înspăimântă, stimațele, nu vă supărați. Nu vreau să jignesc pe mine. Telefonul cu Ion din Prahova mă întristează și mă înspăimântă. Băi, oameni buni. Bă, avem darul uitării, dar nu putem uita chiar tot. Domnul din imagine, Victor Viorel Ponta, a condus țara, a condus USL-ul, a condus cu 60 și ceva, aproape 70%. Adică Dumnezeu pe pământ să ai 70% în Parlament, nu se opune nimeni la nimic. Nu are nimeni ce să-ți facă. Te duci în Parlament și zici, vreau ca România să se interzică privitul la cer. Se votează instantaneu, nu mai are nimeni voie să ridice ochii la cer. Nu l-a împiedicat nimic pe omul din imagini să facă ce vrea, pentru că a avut 70%. El și cu Crin Antonescu au avut 70%. Nu mai spuneți că eu n-am scris nimic pentru că nu am reținut, în afară de suspendarea lui Băsescu, n-am reținut nimic din activitatea lui Ponta. Da, bine, poate e vina mea, repet. Dacă cineva dorește, intră și îmi spune: bă, Tudore, nu e normal, bă, Barbule, băi, Barbule, nu e normal, bă, Ponta a făcut aia. Și le trecem pe ecran. Mergem mai departe, bună seara. Alo? În Brașov, Cristiane, ești în direct. Alo, da. Te ascult, da. Te ascult, salut. Dumneavoastră judecați cam doi prim-miniștri, adică pe Boc. Nu, eu nu judec nimic, eu judec ce spuneți voi, nu, Cristi. Nu, le-a spus în discuție, dar de Tăricianu, de ce nu spuneți? Uite-l, domne, pe ecran, oprește-te puțin, nu mai schimba, mă, uite-l pe ecran. Îl vedem. Da? Ce a închis industria românească în Brașov? Păi spune tu cine. Spuneți. Ia, dă pagina, stai un pic, dă cartonul cu Tăricianu pe post ca să vadă omul, că poate nu s-a uitat la emisiune. Păi imediat, eu m-am uitat. Imediat, băi, Cristi, ți-arăt imediat, dă cartonul cu Tăricianu pe post. Imediat ți-l dau ca să vezi că ia uite-l pe Tăricianu, dă-ți mie să-l citesc, bagă-mi-l și mie în plasmă, să-l citesc că nu văd până acolo. Imediat, Cristi. Da. Deci, mi-l bagi, mă, și mie în plasmă? Hai. Da. Deci, fii atent aici. Tăricianu, mandatul a fost marcat de confruntarea cu Băsescu, cota unică de impozitare. El a băgat 16%, nu putem să nu-i dăm cezarului ci al lui. A băgat leu greu, l-a denominat cu 4-0-uri. România devine membru al Uniunii Europene. În mandat, da? Partidul Democrat este scos de la guvernare. Creștere economică record de 8%. Ce vrei să mint? Asta a făcut, da? Și da, investiții. Și între altele... Atenție! Mă asculți? A vândut BCR-ul, da. Băiat, domnul din imagine, a vândut BCR-ul cu aproape 3 miliarde, bani pe care i-a tocat cu inconștiență în campania electorală. Tăricianu a vândut domnul cea mai importantă... Marbu. Da? Și a pus piatra de temelie la ce a început domnul Roman cu uzina Tractorul Brașov-Mormanul de fiare vechi, da. Și a închis uzina Tractorul în 2007. Da, de acord. Nu puteam să scriu toate fabricile închise de Tăricianu. Dar uite-te jos. Dar de ce să nu le scriem și de ce să nu luăm în discuție și acest... Ba da, dragul meu, de-aia ești tu aici. Deci a închis Tractorul Brașov, corect. Așa. Așa. Eu fiind brașovean, fiind tractorist de... Te doare sufletul, formație, corect. Bineînțeles. Corect. Bine. Sigur că da. Deci ca să știi că am fost corect, iar în subsol scrie ce jaf a făcut Tăricianu cu banii luați de România pe BCR și atenție, un jaf pe care eu îl